Biserica Adventistă de ziua 7-a Maranata din Timișoara este cea mai veche biserică adventistă din oraș, fiind socotită o biserică mamă pentru celelalte biserici care s-au format din ea după Revoluția din decembrie 1989, și anume bisericile Betania, Speranța și Dinamis. Dar la serviciile religioase ale Bisericii Adventiste Maranata participau și membrii din localitățile mai apropiate sau mai îndepărtate de Timișoara, până când aceștia au luat hotărârea de a-și construi propriile biserici în localitățile de domiciliu. Astfel, de-a lungul timpului, după anul Revoluției s-au ridicat locașuri de închinare în Sacoșul Turcesc, Jimbolia, Sân Andrei și în Sân Nicolaul Mare. Toate cele 8 biserici care s-au format din Biserica Maranata au beneficiat de sprijinul financiar și de suportul bisericii mamă. Acum, Biserica Maranata, care funcționează de peste 50 de ani în actualul spațiu achiziționat în anul 1971 și amenajat ulterior, are nevoie de o renovare totală atât a interiorului cât și a exteriorului bisericii, ca urmare a degradării instalate odată cu trecerea anilor. Acum e rândul bisericilor care au beneficiat de ajutorul Bisericii Maranata să susțină proiectul de amenajare interioară a bisericii, urmat de cel de amenajare exterioară. De asemenea, facem un apel la toți cei care au fost membri acestei biserici și care au plecat în străinătate, la cei care au fost studenți în Timișoara și au frecventat această biserică, să-și aducă aminte de acest loc și să ofere un dar pentru ca această biserică să continue să fie un loc plăcut de închinare și de întâlnire cu Dumnezeu, un loc al dezvoltării spirituale, un loc al pregătirii pentru veșnicie. Vă mulțumim pentru împreună simțire și pentru că ne veți fi alături în acest proiect, pe care, prin credință, sperăm să-l vedem realizat.